Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Avra Stoienescu și avem astăzi o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Invitata mea în această după-amiază este doamna Mariana Budulan, directorul Direcției Publice de Venituri din cadrul Consiliului Local Târgu Jiu, din subordinea Consiliului Local Târgu Jiu. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cu siguranță sunt mulți cetățeni și din Târgu Jiu și în general din alte localități în care ne vedem, care vor să primească informații dacă sunt noutăți, metode noi de lucru, și asta este motivul pentru care v-am invitat astăzi în emisiune. Am zis administrarea bugetului local la Târgu Jiu ca tema emisiunii pentru că sunt multe de spus legate de activitatea serviciului pe care îl conduceți. Și pentru a administra bugetul trebuie întâi să-l constituiți, adică să adunați bănuții respectivi, da, pe care după aceea Consiliul Local decide unde îi distribuie pentru a fi cheltuit în funcție de prioritățile orașului. Cum stați cu colectările? Primul lucru care vă întreabă oricine, probabil. Așa cum spuneați dumneavoastră, pentru a avea ce cheltui, trebuie să stabilim în primul rând impozitele și taxele locale, pentru că nu știm, dacă nu începem cu această activitate de stabilire, constatare, nu știm de fapt ce avem de făcut, nu știm ce vom încasa. Așadar, în primul rând, trebuie să începem cu activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor, de constatare, de impunere, și după aceea să ne ocupăm de activitatea de încasare, respectiv de colectarea impozitelor și taxelor locale. Această activitate de administrare a impozitelor și taxelor locale este pe cât de complexă, pe atât de greu de realizat, și așa cum știm și noi și contribuabilii noștri, că există foarte mari probleme pe fiecare tip de activitate în parte, pe fiecare tip de impozit în parte, probleme de diferite tipologii. De exemplu, în acest an, având în vedere modificările legislative care au avut loc chiar spre sfârșitul anului, când deja noi stabilisem prin hotărârea de Consiliul Local din noiembrie 2015 impozitele și taxele locale pentru anul 2016, cum spuneam, pe 31 decembrie am fost puși în fața unei situații greu de controlat pentru noi, administrația publică locală, pentru că trebuia să deschidem anul fiscal pe 3 ianuarie, așa cum de obicei o făceam în fiecare an. Ori în 31 decembrie un act normativ, o lege, a schimbat de fapt prevederile codului fiscal, da, care au stat la baza hotărârii noastre de Consiliul Local. Și ce s-a întâmplat atunci? Impozitul pe teren, care noi știam că se calcula în primul rând în funcție de destinația terenului, de categorie, deși de unde situat terenul, în intravilan sau în extravilan, tipul de teren, am fost pus și în fața unei situații, și anume, pentru prima oară după 1999, când am preluat impozitele și taxele locale, începând cu anul acesta, contribuabilii noștri datorează impozit și pe terenul ocupat. Pe terenul ocupat, până acum nu se datora impozit pe teren, pentru că se plătea impozit pe clădire, pentru suprafața ocupată de clădirea respectivă. Totuși aici am avut un mare noroc, pentru că în evidența noastră existau informații legate de suprafețele respective, da, și nu a fost greu să stabilim impozitul pentru terenul ocupat. Problema a constat la acest tip de impozit în faptul că trebuia să impozităm 400 de metri pătrați de la o altă categorie de impozit în intravilan decât cea de teren cu construcții, să o impozităm la categoria de teren cu construcții. Și atunci aici erau probleme cum se face impozitarea, pentru că un contribuabil avea în proprietate mai multe terenuri și mai multe categorii de folosință a terenului. Ca să înțeleagă contribuabilii noștri,
un contribuabil are, să spunem, 5.000 de metri de teren în Intravilan, din care are 500 de metri curte, are livadă, are pomi, are vie, are teren agricol, da? Și atunci, pentru fiecare dintre aceste suprafețe, impozitul se calcula în funcție de această categorie. Acum, 400 de metri din una din aceste categorii, și anume cea cu suprafața cea mai mare, trebuia impozitată la categoria de teren cu construcții. De aceea a trebuit să facem aceste modificări chiar în primele zile și ale anului 2016, amânând deschiderea anului fiscal, mi-amintesc, o săptămână față de data pe care o planificasem. O altă schimbare legislativă care ne-a pus puțin pe muncă, atât pe noi, în plus față de ce făceam până acum, cât și contribuabilii noștri, a fost aceea că la impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, pentru prima oară se plătește impozit pe o clădire în funcție de destinația ei, adică dacă ea este clădire de locuit, îi spunem noi rezidențială, sau o clădire cu altă destinație, da, în care se desfășoară activitatea economică nerezidențială. Pentru prima oară nu se mai face diferențiere între categoria de contribuabili persoane fizice și persoane juridice, da? Și se face diferențierea în calculul impozitului în funcție de destinația clădirii. S-a avut în vedere atunci când această modificare a apărut în codul fiscal ca un contribuabil, fie el persoană fizică sau juridică, să plătească același impozit pentru o clădire care are aceeași destinație. Noi nu eram pregătiți pentru astfel. Noi vorbim nu neapărat de primăria Târgu Jiu, dar în general toate primăriile din țară nu eram pregătiți la o astfel de impozitare. Nu aveam toate elementele necesare, nu aveam clădirile în funcție, declarate în funcție de această destinație, pentru că din 1999 până în anul 2016 impozitul pe clădiri s-a plătit indiferent de destinația clădirii, dar era diferență în funcție de materialul din care era construită clădirea respectivă și, în plus, se plătea impozit pentru alte clădiri în afara celei de domiciliu, un impozit majorat. Și știm noi că plăteau 65% cei care aveau o clădire, 150% impozit majorat pentru a doua, 300% pentru a treia și următoarele. Dispare această impozitare suplimentară și apare această diferențiere la plata impozitului în funcție de destinație. Da, au Spuneam. existat situații, discuții, cel puțin probabil înainte de a se stabili exact care este procedura, că se va plăti impozit în acest fel numai de către cei care decontează pe societate cheltuielile respectivei clădiri. Da, deja ce spuneți dumneavoastră, vorbim de o clădire cu destinație mixtă. Spuneam Da. mai devreme de clădire rezidențială și nerezidențială. Din start avea o destinație fie de locuit, fie de activitate economică, în care se desfășura o activitate economică. A mai apărut și a treia categorie de clădiri cu destinație mixtă, adică în clădirea respectivă o persoană și locuiește, dar desfășoară și o activitate economică. Sau are Și sediu acolo sau pentru are sediul că toate acolo, activitățile le desfășoară pe teren. situație, bineînțeles, situația în care normele la codul fiscal au venit cu reglementări destul de târziu, dar au apărut în ianuarie, după aceea mai a apărut o modificare în martie care clarifica ce înseamnă o clădire mixtă și în ce situație se plătește impozit, cum se calculează acesta pentru situațiile în care chiar se desfășoară activitatea economică acolo. Și, într-adevăr, s-au clarificat aceste aspecte, dar a trebuit să treacă mult timp. Ne aflam deja la scadența primului termen la plata impozitelor și taxelor, 31 martie. Contribuabilii noștri nu erau în situația în care să dețină acel raport de evaluare în funcție de care se calcula impozitul pe clădirile nerezidențiale, da? Și atunci, ca urmare a solicitărilor noastre, administrațiilor publice locale, Ministerul de Finanțe a prorogat termenul la plata impozitelor și taxelor de la 31 martie la 30 iunie, dar și acela de depunere a declarațiilor însoțite de rapoartele de evaluare de la 31 martie la 31 mai. Așa, deci să concluzionăm.
Nerezidențial înseamnă acolo unde funcționează o firmă și nu locuiește nimeni, Și nu nu? locuiește nimeni, Așa. da. Prin Deci destin. cineva închiriază o casă proprie sau un apartament unde ai firme sau propriei firme și nu locuiești acolo. Se desfășoară activitate pe bune acolo, în respectiva. Dar dacă într-o garsonieră, într-un apartament, omul locuiește și a făcut sediu acolo și are două dosare, dar el activitatea, să zicem, o face în teren sau în altă parte, într-un punct de lucru. Atunci, dacă nu decontează cheltuielile, se plătește impozit ca pentru firme, Nu, diferențiat? spuneam Deci nu. că s-au clarificat aceste aspecte și în cazul clădirilor cu destinație mixtă de care vorbiți dumneavoastră, în care se și locuiește și se desfășoară și activitate, dacă nu se deduc cheltuielile cu energie, curent și se și menționează care sunt acestea, Sau telefonie, curent, investițiile. da, și nu se deduc pe societatea respectivă, se suportă de persoana fizică, impozitul se calculează ca și o clădire rezidențială de locuit. Dacă există o parte din clădirea respectivă, o încăpere, că avem și astfel de situații. Într-o încăpere, într-o cameră, ea este E evidențiată birou distinct, efectiv, da? da, unde se Sau desfășoară activitate activitatea economică? economică, da, vorbim de o clădire mixtă și atunci se stabilește clar cum se calculează impozitul, se face raport de evaluare, se face proporția între suprafața ocupată de clădirea respectivă și totalul clădirii și atunci, în cazul acesta, noi stabilim impozitul diferențiat pentru partea de clădire nerezidențială și pentru partea de clădire de locuit. Deci, pentru colegii din regie, acolo unde locuința este mixtă, adică este folosită și pentru locuire, și pentru, și spun asta pentru a se face subtitrarea pentru persoanele hipoacuzice, deci acolo unde este o construcție mixtă, o clădire mixtă în care se locuiește și activitatea economică se desfășoară în altă parte, dacă nu se deduc cheltuielile, se plătește impozit pe persoană fizică la prețul Care plăteam și până la acum care sau se care se plătea și plăte. până acum. Deci ca și o clădire de locuit, fără nicio altă Chiar dacă sediul obligație, unei da. firme există acolo. Pentru situațiile în care există sediul, doar sediu acolo și desfășoară activitate într-o altă locație, a existat precizare clară de la început, se plătește un impozit pe o clădire rezidențială. Faptul că ai doar sediu acolo, Adică se prin plătește ca persoană declarație, fizică, da, la avea prețul la care se obligația. plătește persoana fizică. Asta vreți să Da, spuneți. contribuabilii noștri aveau obligația să depună declarația pe anul acesta, în care se menționa clar la unul din punctele din declarație, la sediul sau la adresa de domiciliu există sediul unei societăți în care nu se desfășoară activitatea economică și atunci nu mai era necesară nicio altă precizare, doar declarația aceea. Declarații suplimentare, rapoarte de evaluare s-au făcut doar în situația în care am avut clădiri strict nerezidențiale și clădiri cu destinație mixtă, cum spuneam, în care se desfășoara și activitatea economică și era folosită clădirea și pentru locuit. Însă aceste aspecte au fost clarificate cu întârziere și mai mult decât atât, nu s-au putut realiza aceste rapoarte de evaluare pentru că marea majoritate a clădirilor erau dobândite cu mai mult de 5 ani, da? Raportat la anul fiscal 2016. În situația aceasta trebuiau neapărat rapoarte de evaluare întocmite pentru a beneficia contribuabilii de o cotă de 0,5% pe care am stabilit-o în astfel de situații, pentru că dacă nu se realizau rapoarte, atunci plăteau și sunt cazuri la această dată când plătesc un impozit de 2% stabilit în funcție de prevederile codului fiscal, adică pentru clădiri rezidențiale. Cota de 2% este foarte mare, de aceea avem cazuri în care contribuabilii care nu au înțeles că trebuie să întocmească aceste rapoarte, deși de foarte multe ori au fost înștiințați de către noi acolo unde am avut informații că sunt clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă. Chiar din luna ianuarie au fost transmise adrese, s-au deplasat inspectorii personal de mai multe ori la adresa de domiciliu, dar și la adresele unde aveam informații că sunt astfel de clădiri și totuși contribuabilii nu au depus aceste rapoarte de evaluare, situație în care au la această dată de achitat o cotă majorată de 2% și foarte greu de suportat de către ei, pentru că sunt roluri unde există zeci de mii de lei în astfel de cazuri. Ce se întâmplă în situația în care cineva nu a depus acea declarație că nu se desfășoară activitatea la sediu? De exemplu, cineva are sediu firmei în casă,
Nu desfășoară activitate, locuiește doar, dar acolo s-a constituit sediul firmei, că altfel nu pot să înființez o firmă dacă nu are un sediu și dacă nu a depus până la această dată acea declarație prin care spune că, deși funcționează firma, totuși nu acolo, adică Da. are doar sediu acolo. Mai poate să depună declarația respectivă cel care n-a depus-o până la ora actuală? Bineînțeles că declarațiile se depun, însă problema este aceasta de care vorbeam mai devreme. Vor plăti un impozit majorat cu cota de 2% în loc de 0,5%, pentru că termenul de depunere a declarațiilor însoțite de rapoartele de evaluare a expirat la 31 mai. După această dată, orice declarație și orice document depus este valorificat în condițiile prevederilor codului fiscal, da, din acest an și va datora un impozit majorat. Vor fi cazuri cu siguranță în care contribuabilii noștri n-au venit să declare și vor fi identificați în perioada imediat următoare de către noi. Am avut foarte mari probleme până acum, având în vedere faptul că s-a prelungit termenul de încasare la plata impozitelor și taxelor și, după cum se știe, au fost mii de contribuabili în situația aceasta. Am făcut cu greu față problemelor legislative din acest an. În perioada actuală, ne aflăm în situația de executare silită a creanțelor care nu au fost achitate în anul precedent. Am trimis somații și titlul cu această activitate. Ne-am ocupat în lunile august și luna aceasta în septembrie de a încerca să încasăm restanțele la 31 decembrie 2015 și acum restanțele la primul termen care a expirat la 30 iunie. Și în perioada următoare vom emite somațiile și titlurile pentru acest termen și implicit vom începe acțiunea de poprire a conturilor curente și aceea de activitate în executarea silită a creanțelor neîncasate. Da, cei care aveau de până în mai să-și depună această declarație, le-ați comunicat că trebuie să o depună? Asta spuneam că am comunicat, pe lângă faptul că am ieșit în toate conferințele de presă, am fost prezent în toate Și asta, dar atunci când acțiunile. le comunicați că au de Da. plată, le comunicați acasă, prin adresă. Pentru, da, Le-ați comunicat și faptul că trebuie să dea acea declarație? Deci a fost foarte greu să comunicăm pentru că nu știi ce, din moment ce nu știi ce fel de clădire are persoana respectivă, nu ai ce să-i comunici, ce sumă, ce anume. N-am putut să trimitem decizii și nu s-a întâmplat acest lucru în țară pentru că ai trimis o decizie greșită și atunci te afli în situația în care să fii în instanță cu mii sau zeci de mii de contribuabili. Ca să emiți o decizie, trebuie să ai la bază o Nu, declarație, o un decizie. document. Nu, Nu, o o decizie. înființare am Dar făcut. la Registrul Comerțului se știe cine are sediul firmei în locuință. Acolo există o evidență de genul ăsta. Există o evidență de acest gen, dar nu am făcut acest lucru. Urmează să facem acest punctaj între evidența Registrului Comerțului și ce s-a declarat la noi, spuneam, în perioada următoare și să identificăm cazurile în care nu au fost declarate clădirile respective ca și clădiri nerezidențiale, dar am înștiințat contribuabilii care, în evidența noastră, aveau clădirile cu destinație nerezidențială, spații comerciale, pentru că existau 770 de astfel de contribuabili care la rândul lor aveau nu numai o clădire, ci mult mai multe alte clădiri, da, cu destinație și la fiecare caz în parte am făcut atât adresă de înștiințare scrisă, deci adresă, cât și ne-am prezentat personal, am dat telefoane, ne-am ocupat de fiecare caz în parte ca să știe termenul până la care trebuie să depună și ce au de făcut. Și spuneam că din 770 de cazuri, sigur, mai sunt câteva zeci de cazuri care nu s-au prezentat cu toate aceste informații obținute în timp util, nu au dorit să facă rapoartele de evaluare pentru a plăti un impozit la o cotă De mică acord cu și atunci. dumneavoastră, spuneți dumneavoastră rapoartele de evaluare, dar cei care nu funcționează acolo trebuie să facă și Nu, ei păi raport de evaluare? am Nu, dar clarificat din stat. eu am înțeles că dacă n-au depus acea declarație, vor plăti. Nu. Deci n-au depus cei, deci Cei cei care nu care au funcționează, clădiri. au,
Deci cei care au au sedii de clădiri firmă. nerezidenți, nu, care au sedii de firmă, au depus declarații Și că dacă nu n-au desfășoară depus, activitate. și dacă Dacă n-au nu au depus, vor depus, plăti nu, ceva? nu vor plăti, pentru că este clar că Eu nu e asta am clădire. înțeles. Nu, nu. Cel mult pot lua o amendă pentru că n-au depus declarația în Am termen, dar de înțeles. fapt noi nu avem ce impozita, că nu este Exact. vorba de o clădire nerezidențială. Tocmai, da, adică da. odată ce acolo nu Nu funcționează funcționează, activitatea, da. nu s-a decontat nicio cheltuială pe firma Da. respectivă Au de la... săvârșit o abatere prin faptul că n-au Că depus n-au depus declarația, declarația, poate... dar nu au ceva de plată decât Da, eventual o nu. amendă. Nu, nu, nu. Eventual o amendă. Nu, nu putem să calculăm pentru că este cer că trebuie să stabilim că se desfășoară activitatea acolo. Dar dacă nu se desfășoară, nu. Însă sunt situații, sunt clădiri și știm în piețe, piața mică, în piața mare, pe bulevarde, da, de intrare în oraș sau de ieșire din oraș, vedem că se desfășoară activități economice la parterul imobililor de locuit. Cu siguranță că vor exista cazuri în care nu toată lumea, deși am fost în teren, ne-am înștiințat, însă nu totdeauna găsești acolo persoana abilitată cu care poți să stabilești, să, da, găsești un angajat, îi lași o adresă, se prezintă sau nu se prezintă în vederea clarificării situației, dorește sau nu dorește să intre în legalitate, pentru că sunt și astfel de cazuri. Da, persoane care nu doresc și atunci nu avem decât să aplicăm legea și să stabilim. Dar sunt puține astfel de cazuri care nu și-au depus declarațiile și care n-au făcut evaluările în perioada respectivă. Avem o întrebare ajutătoare pe care vreau și eu să vă adresez, că iar aici n-am înțeles. 2% din ce? Am că se spus la valoarea, 2%, da, 2% 2% la valoarea impozabilă stabilită pentru clădirile cu destinație de rezidențială. Deci 2% la o clădire rezidențială, stabilită conform prevederilor codului fiscal, adică, da, se pleacă de la suprafață, se înmulțește cu valoarea impozabilă în lei pe metru pătrat stabilită prin codul fiscal, da, și se corectează cu niște coeficienți în funcție de zonă, da, între 2,4 și 2,2. Noi avem doar 3 zone, A, B și C, stabilite la nivelul municipiului Târgu Jiu. Deci valoarea aceasta este cea stabilită prin codul fiscal la care plătește toată lumea impozit pentru o clădire rezidențială. Dar diferența este că noi ceilalți care avem clădiri cu destinație de locuit, da, plătim la anul acesta la o cotă de 0,09%, mai puțin față de anul trecut, că am diminuat cota, având în vedere faptul că știam că vom fi în situația aceasta, deci am diminuat de la 0,1% cât am avut anul trecut, la 0,09% pentru acest an. Deci nu vor plăti cu cota de 0,09%, e clar că nu este o clădire rezidențială, dar nu vor plăti nici cu cota de 0,5% pentru o clădire nerezidențială. Da? Pentru că n-au făcut rapoartele de evaluare, ci vor plăti cu cota de 2%. 2%. Deci 2% la valoarea impozabilă stabilită conform prevederilor codului fiscal pentru o clădire rezidențială. 2% la valoarea impozabilă, adică valoarea construcției. Valoarea construcției, da. Stabilită ca stabilită valoare de impozitare. Așa, valoarea de impozitare. Valoarea de impozitare care se pleacă de la suprafață, mulțită cu valoarea impozabilă pe lei, în lei pe metru pătrat și, bineînțeles, că și valoarea aceasta impozabilă este în funcție de următoarele criterii. Dacă clădirea respectivă este construită din cadre de beton, are o valoare impozabilă mai mare. Dacă este construită din lemn sau din... are o valoare impozabilă mai mică. Sau, dacă clădirea noastră are toate dotările, adică cele 5, apă, energie, gaze și canalizare, se calculează la o valoare impozabilă mai mare. Dacă nu are toate aceste utilități, la o valoare impozabilă stabilită tot prin codul fiscal, aproape la jumătate din valoarea de bază. Iar aș vrea să facem precizarea asta tot așa pentru CROL. Deci, odată, cei care nu au depus declarație, da? Colegii, cine nu a depus declarație în termen și are un sediu de firmă în casă, dar aceasta nu funcționează acolo, iar ei nu decontează nicio cheltuială, trebuie să depună declarația, riscă o amendă, nu vor plăti. Da? Și acum, în continuare, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu un chiriaș. Chiriașul rămâne chiriaș, eventual proprietarul construcției mărește chiria ca să-și acopere diferența de impozit?
Va fi o diferență de impozit, de exemplu, într-o clădire în care e construită special de un proprietar pentru a fi dată spre închiriere. Tot proprietarul plătește impozitul, Da, nu? bine, impozitul se plătește de fiecare dată de către proprietar și nu de chiriaș, că sunt situații în care în contract se prevede că se suportă impozitul de către chiriaș. Acest lucru este în afara legii, în afara prevederilor codului fiscal. Deci la noi obligația o are proprietarul. Că el vrea să-și recupereze impozitul de la chiriaș stabilind acest lucru prin contract, este problema lui. Dar ca și obligativitate nu există decât din partea proprietarului. Și acum, să spunem foarte clar, a crescut impozitul, de exemplu, cei care au construcții care sunt declarate și au fost declarate de la început ca și spații pentru activități economice, plăteau înainte impozite mai mari decât persoanele fizice plăteau, înainte de modificarea codului Deci, fiscal. spuneam că nu, toată lumea, indiferent de destinația clădirii, plătea același fel de impozit, că era rezidențială sau era nerezidențială, se plătea un impozit identic. Ce plăteau în plus? Plăteau acea cotă majorată cei care aveau mai multe clădiri, dar cei care aveau o clădire plăteau la fel, indiferent că acea clădire Ca avea persoană destinație fizică ca sau ca persoană firmă? fizică, nu ca Dar ca persoană firmă? fizică. De asta spuneam că până anul Deci acesta ca s-a făcut persoană fizică, dacă diferențiere. avea, chiar dacă funcționau activități economice, Nu ne interesa bun. pentru ce fel de Dar o destinație firmă? avea clădirea. O firmă avea cote diferite. Spuneam că până în anul 2016 se diferențiau contribuabilii, da? În persoane fizice și juridice exista un mod de calcul pentru persoane fizice și o cotă, altă cotă, deci pentru persoane fizice era cota de 0,1%, care se aplica la valoarea impozabilă, era stabilită clar prin lege. Noi, autoritățile administrațiilor publice locale aveam posibilitatea să majorăm impozitele față de această prevedere cu până la 50% și au Și fost aveți și primării acum, nu? probabil, da, și avem și acum și au fost probabil primării în țară care au făcut acest lucru. Noi, din 1999, de când eu lucrez la primăria Târgu Jiu și de când am preluat aceste impozite și taxe, niciodată nu am majorat impozitele și taxele, au fost totdeauna cel puțin la nivelul, au fost la nivelul maxim stabilit prin lege, unde nu Maxim? aveam, păi la nivelul stabilit din lege, La la cel nivelul stabilit stabilit din de lege lege. și niciodată nu am majorat, da? Față Nu de cât era stabilit prin față de lege, cât deși aveați posibilitatea aveam să majorați cu posibilitatea să o facem 50%. într-o anumită perioadă, deci acum cu 50%, dar aveam posibilitatea să o Cu facem mai și cu mult 100% și și cu mai mult. cu oricât. Deci Dar încă o precizare pentru colegii de la regie. Din 1999, primăria Târgu Jiu nu a perceput impozite mai mari decât nivelul nivelul prevăzut de stabilit lege, prin lege. obligatoriu, Obligatoriu. obligatoriu de la care nu ne putem abate în jos, decât în sus. Deci nu Da. au majorat impozitele față de cele prevăzute prin lege, deși aveau posibilitatea. Să o facă. În anul acesta, în 2016, și la persoane fizice, mi s-a dat o marjă la cote între 0,08 și 0,1%. Având în vedere că noi, deja în noiembrie, când aveam termen de stabilire a impozitelor și taxelor locale, am făcut simulări ce se întâmplă cu bugetul nostru, având în vedere faptul că se pierdea foarte mult la persoane juridice, da? Fără să știm că în 31 decembrie va apărea acel ghid de evaluare a impozitelor GEF 500, care stabilește clar modalitatea de întocmire a rapoartelor de evaluare. Până acum nu este restabilit în lege ce metodă se folosește în stabilirea valorii de impozitare a imobilelor și atunci se dădea ca regulă generală aceea a valorii de piață. Oricum, valoarea de piață știm că în anumite perioade a oscilat în Da, sus, acum corect. în jos, da? Exista această posibilitate de a stabili o valoare care nu o puteai contesta, chiar dacă constatam noi de multe ori că o clădire la un contribuabil, da, persoană juridică, are o valoare mult sub valoarea clădirii, dar situată în imediată apropiere, deținută de către o persoană fizică,
Nu aveam altceva de făcut decât să încercăm să determinăm evaluatorul să umble la valoarea respectivă. Nu era prevăzut clar în lege că trebuie făcută printr-o singură metodă. Acest lucru s-a reglementat în anul acesta și s-a spus clar că și la persoane juridice, cât și la fizice, valoarea impozabilă a clădirii să se stabilească în funcție de cost. Deci de costul acesteia, așa cum se realiza valoarea. Costul, Costul clădirii, costul de nou sau costul de adică înlocuire a unei clădiri, dacă ea există și trebuie să faci niște îmbunătățiri doar, sau câte costă să o construiești clădirea respectivă. Adică îi stabilești o valoare și nu-ți mai dă voie să mai aplici alți coeficienți pe care se aplicau până acum. Adică, dacă clădirea aceea nu era folosită, da, nu dădea niciun rezultat, un venit persoanei respective, erau situații în care evaluatorii scădeau valoarea cu cel puțin 50%. Ea nu este folosită, deci nu dă profit persoanei respective și atunci pot să umblu aici. Sau dacă avea un grad de uzură, da, atunci îi stabilea o diminuare care de multe ori ducea la o scădere cu 70-80% din valoarea ei. Deci în anul acesta se stabilește clar care metodă se folosește și de aici nu s-a mai putut abate niciun evaluator, a trebuit să respecte clar legea și să avem un echilibru, da, între persoanele juridice și fizice în ceea ce privește stabilirea valorilor, repet, la clădirile nerezidențiale. Că numai la acestea se pune problema, sau la clădirile mixte, dacă se desfășura activitatea economică acolo și era necesară întocmirea unui încă o raport. dată nerezidențial înseamnă ca, în care nu-i folosit ca și casă de De locuit, locuit. ci ca și Orice sediu altceva de ca activ activitate economică sau, sediu mă rog, sau se desfășura activitate că construcție folosită pentru activități economice. economice, Asta da. înseamnă nerezidențial, ca să, pentru dumneavoastră sunt niște termeni uzuali, Uzuri, pentru da. telespectatori cu siguranță pot fi neclari. Deci, pentru colegii din regie, din 2016, valoarea de impozitare se stabilește în funcție de cost, spuneați dumneavoastră. Da, acolo Iar unde trebuie făcută o evaluare, ce n-am se spus? stabilește în funcție de cost. Da. Obligativitatea acestor rapoarte de evaluare există doar pentru contribuabilii care au construit clădiri cu mai mult de 5 ani în urmă, da? Raportându-ne la anul fiscal 2016. Da? Da. Care au dobândit cu mai mult de 5 ani în urmă, prin contracte de vânzare sau prin hotărâri judecătorești, da? Deci care au dobândit sau care au construit cu mai mult de 5 ani în urmă. Pentru restul contribuabililor care se află în acest interval, nu a fost necesar depunerea unui raport de evaluare, da? Nu ne-a obligat legea, pentru că aveam valoare de tranzacționare la care să ne raportăm, aceea din contractul de vânzare-cumpărare sau din procesul verbal de recepție, acolo unde a fost construită o clădire în baza legii 50. A fost construită de către proprietar investitor. De Și în acord cu celelalte dumneavoastră, dar cazuri de au multe trebuit făcute. ori când se face o tranzacție la notar, oamenii se mai duc și mai declară și mai puțin, tocmai ca să nu plătească taxe mari. Da, Dar există un minim și la notar, și nu la poți notar, față și de au fost cazuri zonă. în care au fost valori foarte mari. Acum depinde fiecare ce a avut în vedere când a făcut acel contract. Când sunt valori foarte mari, se vede că sunt supraevaluate, sau valori, așa cum spuneți dumneavoastră, la care îți dai seama, sau cazuri în care, dacă vorbim de o clădire și un teren, nu au fost separate valorile din contract pentru clădirea respectivă și pentru teren. Cât a costat Au clădire, fost cât teren, vândute situație în împreună. care au fost împreună, imobilele împreună, situație în care codul fiscal stabilește că dacă nu sunt stabilite valori distincte pentru clădire și pentru teren, atunci se ia valoarea tranzacției, valoarea totală la tranzacție, situație în care contribuabilul este dezavantajat. Și atunci s-a recurs în cazurile acestea la Face un raport de evaluare. evaluare, dar chiar dacă a fost stabilită valoarea aceasta în perioada celor 5 ani, dacă un contribuabil dorește să întocmească un raport de evaluare, chiar dacă anul trecut a achiziționat sau anul acesta clădirea, avem obligativitatea prin codul Să le fiscal permiteți acest de a lucru. primi acel raport de evaluare și de a stabili impozitul în funcție de el. Deci, ca Dar să facem o concluzie și aici, pentru colegii din regie, pentru rapoartele de evaluare sunt obligatorii pentru clădirile mai vechi de 5 ani. da, mai vechi de Sau 5 ani, achiziționate achiziționate sau sau construite cu mai construite mult de cu 5 mai ani. mult de 5 ani în urmă. Da.
Rapoartele de evaluare sunt obligatorii pentru construcțiile mai vechi de 5 ani sau dobândite înainte de 5 ani, sau Da. cu contractul de cumpărare este mai vechi de 5 ani, sau construcția mai vechi de 5 ani, deci ori înainte. Numai bine că ne lămurim și cu telespectatorii și cu colegii care editează burtiera. Iar ca să mai facem o frază și o concluzie, dacă cineva care, deci de la 5 ani încoace se ia valoarea de tranzacționare sau de A recepție a dobândit în perioada construcției, celor 5 ani imobilul, dar dorește dar să-i actualizeze valoarea cine printr-un vrea să raport, facă evaluare, are poate să o dreptul să o facă, facă. impozitul calculându-se după valoarea nouă, începând cu anul următor. Ce nu am spus contribuabililor și noștri, și nu știu dacă toți au înțeles, că impozitul se stabilește începând cu acest an de persoana care are în proprietate la 31 decembrie clădirea, terenul sau mijlocul de transport respectiv, chiar dacă, să spunem că în prima lună și în prima zi din luna ianuarie, înstrăinează imobilul sau bunul mobil respectiv, nu se dă la scădere impozitul pentru care obligația să plătească. Până acum știm că se calcula în funcție de luna în care se Deci vindea sau se achiziționa și imobil și bun și mobil. bun Deci un mobil. mijloc de transport sau o clădire, un teren care se află în proprietatea persoanei fizice sau juridice la 31 decembrie are obligația pentru anul Anul următor următor să să plătească, chiar plătească dacă vinde în impozitul prima zi a anului integral, chiar viitor. dacă vinde imediat în primele zile ale anului următor. Dar acest lucru a Își poate însemnat. recupera de la cumpărător. E o treabă între ei. Da, nu știm dacă se practică acest lucru, dar la noi trebuie să facă, să depună declarația în 30 de zile de la data dobândirii sau înstrăinării bunului mobil sau imobil respectiv. Rămâne în continuare obligativitatea depunerii declarației, dar scăderea din evidențe, impunerea se face atunci cu obligativitatea plății impozitului începând cu anul următor. Bine, bănuiesc că oamenii nu sunt încântați de treaba asta și nu știu ce câștigă statul sau primăria stabilindu-se aceasta. Poate un pic mai puțină birocrație, adică muncesc ceva mai puțin Acest ca lucru să s-a nu. încercat, da, s-a încercat pentru că erau situații în care cel care cumpăra nu venea să depună declarație și atunci rămâneai cu bunul mobil sau imobil nedeclarat până îl identificai, făceai demersuri, adresă, se prezinte. Dacă nu se prezenta în 30 de zile, aveai posibilitatea impunerii din oficiu, trimiterii de decizii, de înștiințări, de urmărire. Deci era o problemă aici și la mijloacele de transport, în situațiile în care contribuabilii noștri, o parte din ei, puțin la număr, se ocupă cu astfel de activități de tranzacționare a mijloacelor de transport și atunci oricum trebuie scăzute și acestea din evidență, dar nu trebuia să o facem în momentul acela în care contribuabilul și vindea. Azi a cumpărat mașina, azi a vândut-o, trebuia să depunem declarație, să o luăm în evidență, să emitem decizie de impunere și imediat, în minutul următor, trebuia să facem documentele de scădere, declarație de scădere, decizie de Și încetare calculați vreo și 2 ore, a fost certificat de proprietar. atestare fiscală și consum de hârtie foarte mult și timp pierdut cu fiecare contribuabil în parte să faci toate aceste operațiuni în momentul acela pentru că avea nevoie de documente imediat după ce pleca de la noi, de certificat de atestare să poată să încheie contractul sau să-și scadă imobilul, să înmatriculeze mașina cel care a cumpărat. Acum nu mai suntem condiționați de ziua respectivă, de momentul respectiv și atunci putem să scădem imobilele pe parcursul anului respectiv. Deci încă o idee a ceea ce am discutat până acum, cine vinde o construcție sau o mașină, trebuie să plătească impozitul, să aibă plătit impozitul până la sfârșitul Anului, anului, la momentul la da? care vinde. În momentul în care vinde și nu-și va recupera banii ca până acum de la primărie, urmând ca primăria să ceară banii celui Da, care celui cumpără. care cumpără, da. Și aceasta era o problemă, pentru că dacă achita pe întreg anul, trebuia să-i restituim. Decizii de restituire
operațiuni, ordine de plată sau ridicare de bani din trezorerie, deci Foarte sau, multe da, multe acțiuni. activități care vă blocau oarecum, pentru că sunt mulți care... Și chiar dacă nu se ocupă oamenii cu asta, dacă sunt mulți locuitori ai orașului și sigur se fac tranzacții Sunt vreo 150 de mii multe. de roluri și să spunem că clădiri, terenul, mijloace de transport și să spunem că pe un sfert din acestea, dacă s-ar face operațiunile acestea și este foarte Vă mult blochează mult și foarte activitatea. mult consum de hârtie și, așa cum spuneam, nu Și numai, personalul. materiale consumabile, tot ce înseamnă Și de aici ocuparea și personalului cu ocuparea, activități care pot fi evitate în felul ăsta. Oricum, sumele nu sunt foarte mari, mă refer la impozitele pe mașini, pe clădiri rezidențiale, acum vorbim că astea sunt mai La mici. mașini din 2010 n-au mai crescut Cât impozitele, este dar în anul impozitul pe... 2010 a fost o creștere foarte mare pentru cele care depășeau 2500 de centimetri cubi și putem vorbi la o mașină cu peste 3000 de centimetri cubi de 80 de milioane, 8000, 10.000 de lei, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi. Dacă un contribuabil are de achitat suma aceasta, e clar că nu o va face și dacă nu am avea numai 1.000 de astfel de contribuabili, deși sunt mult mai mulți, pentru noi deja există o mare problemă, recuperarea impozitului pe mijloacele de transport. Acestea care au fost achiziționate de regulă de tineri, care nu și-au permis mașini noi și au fost aduse din afară mașini cu capacități cilindrice mari, până în 2010, nefiind așa o diferență la impozitare. Din 2010 s-a trecut la impozitarea aceasta în funcție de capacitatea cilindrică Și și acum atunci o cum e? mare, așa este Așa și la este, ora da? actuală și sunt situații în care un contribuabil trebuie să plătească, așa cum spuneam, 8.000, 10.000 și mai mult pentru un mijloc de transport pe un an. Ori este foarte greu E foarte de... mare suma. Da, sunt cazuri în care vor să le înstrăineze, nu le mai ia nimeni și atunci trebuie să facă neapărat ceva cu ele, să le caseze, să le radieze din circulație pentru a A nu mai plăti stopa, acest impozit. da, pentru că, da, întâlnim cazuri în care aplicăm sechestru pe mașina respectivă, dar are așa un grad de uzură încât dacă ar fi numai evaluarea ei, cheltuielile cu evaluarea, nu am recuperat nici măcar acestea prin vânzare. Nu mai vorbim de celelalte cheltuieli de executare, presupunând anunțurile, care sunt de regulă cel puțin 3 anunțuri în 2 ziare, înseamnă în jur de 2000 de lei. Da, cheltuielile. Deci suntem în situația în care de multe ori renunțăm la valorificarea bunului respectiv pentru că nu aduce decât cheltuieli bugetului local și ne dăm seama din start că nu se merită să avanseze astfel de sume, neavând posibilitatea să le recuperezi. Cam ce sume aveți de încasat, de exemplu, din amenzi? Acum să trecem la amenzi. Știu că discutam înainte de emisiune că sunt sume Da. mari neîncasate la amenzi și că s-a schimbat și legislația mai nou. Da, Chiar am văzut spuneam. oameni nemulțumiți că veneau să plătească impozitul, se trezeau cu achitare din amenzi și nu din impozit. Da, s-a încercat o prevedere în codul de procedură fiscală în acest an, în sensul că contribuabilii care înregistrează amenzi, da, în evidență și au de achitat impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, nu pot să facă această plată până nu și achită amenziile. Deci orice sumă intrată pe rolul respectiv trebuie să stingă cu prioritate amenziile și în limita sumei respective se mai pot achita și celelalte impozite și taxe. Au fost cazuri în Da, care... așa e situația acum, nu? Așa este acum, da. Deci haideți să precizăm încă o dată. În prezent, amenziile au prioritate în fața... Legislația prevede că amenziile au prioritate în fața plății impozitelor pentru clădiri și construcții. Și Clădiri și mijloace de teren și transport. mijloace de transport, da. Avem aici un mesaj. Sunt un târgujean care nu poate plăti impozitul din cauza unei amenzi câștigate în instanță. Pentru astfel de cazuri trebuie Există să cazuri? prezinte, nu știm dacă există, dacă avem o astfel de știre, de informație, dacă s-a prezentat și a dus o hotărâre judecătorească în sensul acesta, sau dacă noi putem intra pe portal și observăm că există contestat acel proces verbal de Unde? Pe care contravenție portal? justiției,
Așa. Da? Deci Dar intrăm, intrați? Aveți obiceiul? avem obiceiul să intrăm Sau dacă obligația? știm, nu, dacă știm că există un caz, că altfel nu putem să verificăm zeci de mii de contribuabili, pentru că nu avem această informație că el se află în instanță, dar identificăm, sunt cazuri în care dacă are amenzi foarte multe, intrăm pe portal și verificăm să vedem dacă există contestat, dar sunt cazuri în care vedem doar numele persoanei respective, nu se face mențiunea procesului verbal de contravenție și atunci n-ai de unde să știi pe ce s-a judecat, pe ce act s-a Da, judecat și întreabă are contribuabilul de obligativitatea. ce nu se corelează bazele de date. Este greu să spun eu de ce nu se corelează. Vedeți, amenziile, legislația prevede că amenziile se pot achita în 48 de ore, indiferent unde, la ce administrație publică locală se află contravenientul în momentul săvârșirii contravenției. Da? Dacă el se Adică află în poate, Constanța, da, se plăti află la în altă Constanța, el primărie? poate să plătească acolo și se întâmplă acest lucru foarte des, dar nu există Și dacă plătești posibilitatea. acolo, vin banii la dumneavoastră? Nu, banii rămân acolo. Dar procesul verbal de contravenție este trimis la locul de domiciliu. Aici se întâmplă ruptura, pentru că contribuabilul nostru are obligația depunerii chitanței de plată la organul de poliție unde s-a săvârșit contravenția, da? Organul constatator. Dacă depune chitanța acolo, procesul verbal de contravenție nu va pleca spre administrațiile publice locale pentru a fi luat în debit și urmărit. La domiciliul La cetățeanului. domiciliul cetățeanului. Și normal, agentul constatator, neștiind că s-a achitat amenda, după 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile, ni se transmit aceste procese verbale de contravenție în debit și noi începem să urmărim contribuabilul respectiv. Da? Ce s-a întâmplat? Îi trimitem o înștiințare, îi trimitem o somație, dar ne izbim de aceste probleme. El nu se află la localitatea de domiciliu. Are domiciliu în Târgu Jiu, nu știu dacă și dumnealui cazul persoanei care a dat mesajul. Are domiciliu în Târgu Jiu, dar de fapt locuiește în orice altă localitate din țară. Își desfășoară activitatea în Timișoara, în București, lucrează acolo, are. De fapt, domiciliul dumnealui fiscal este într-o altă localitate din țară. Ce înseamnă domiciliul fiscal? Că mai mult de 183 de zile într-un an domiciliază într-o altă localitate. Noi, dacă am avea informația aceasta, am putea transmite dosarul fiscal la primăria unde are adresa de domiciliu. Dar pentru asta trebuie să facem cercetări. Cineva trebuie să ne spună. Adică cine, la locul de domiciliu, dacă găsim părinții, mama, tata, dar de cele mai multe ori ni se spune nu știm, unde locuiește, nu avem nicio legătură, este plecat din Suntem țară de. certați? Da, sau am cazuri în care declarație dată ieri, astăzi, în oricare din zile, de mama, care spune că este plecat de peste 10 ani din țară, iar el ia amenzi aproape zilnic aici, în Târgu județul Jiu? Gorj, în județul Gorj, În pe județul diferite, Gorj. da, la reguli De de circulație. abateri, de la regulile de circulație Și mama spune că e plecat peste și avem 10 ani. declarații în care spune vecina, pe cine găsim acasă, nu știm, este plecat de peste 10 ani în Spania, în Italia. Este clar că nu este o informație corectă și nu-ți vine să crezi că chiar părintele nu știe. Dar sunt cazuri și până la urmă încerci să Izolate. înțelegi, pentru că mergând în teren și luând legătura cu părinții, părinții sunt disperați. Sunt cazuri în care copiii au zeci de milioane, sute de milioane amenzi, au o situație dificilă, au cumpărat mașini și nu le-au declarat, da? Și le-au vândut imediat după ce le-au declarat și nu știu cui le-au vândut. Și au rămas în continuare cu ele în evidență, fără documente, nu au ținut legătura cu noi, pentru că există prevedere și în astfel de cazuri, dacă nu mai faci dovada existenței fizice, dar dai o declarație cu împrejurările care au condus la pierderea acelui bun imobil, bun mobil, pardon, că vorbim de mijloace de transport, dacă dai o declarație, poate să fie scăzut mijlocul de transport de la data aceea. Dacă nu poți să faci dovada că l-ai înstrăinat cu act de vânzare-cumpărare sau un alt document, da? Dacă ții legătura cu organele fiscale, colaborezi, totdeauna există posibilitatea de a fi informat și de a face în timp util, în așa fel încât situația ta să nu se îngreuneze. Dacă au trecut ani și contribuabilul respectiv nu este găsit, pentru că
Așa cum spuneam, de cele mai multe ori tinerii sunt plecați de la adresa de domiciliu, cu mașini cu tot. Sunt undeva în țară. Și atunci ne aflăm în situația în care dacă punem sechestru pe mașina respectivă, pui un sechestru din birou pe un bun pe care nu-l vezi, nu știi ce s-a întâmplat, dacă mai e sau nu mai e. Și în disperare faci acest lucru și înaintezi procesul verbal de sechestru organelor de poliție pentru a fi identificat în trafic și a fi oprit acel mijloc de transport și contribuabilul care se află sau cetățeanul care are în proprietate sau în posesie bunul respectiv, să reușești să clarifici o situație care termină de ani de zile. Cel mai corect ar fi ca atunci când cetățeanul a înstrăinat mașina sau a fost înștiințat să se prezinte, pentru că aducându-se la cunoștință situațiile în care se află el, ce are de făcut, atunci este bine și pentru noi și pentru el. Situația lui este alta dacă este adusă la cunoștința noastră în timp util și este altceva când ni se aduce la cunoștință după 5 ani, când nu mai poți să mai intervii în perioada anterioară, să mai poți să dai la scădere impozitul și atunci cade în sarcina lui pe viitor. Întrebați de amenzi, în general, în țara noastră sunt mari probleme la această categorie, la această sursă, pentru că noi rămânem în continuare cu 10 milioane, adică cu 100 de miliarde lei vechi, neîncasați. neîncasați, chiar dacă să Atât e spunem. valoarea la ora actuală de Da, pentru că amenzile an de an neîncasate? se încasează. Sunt sume între 1.500.000-2 milioane care le încasăm, dar sunt și sume care rămân în continuare neîncasate. Am Rămân în înțeles. continuare neîncasate din foarte multe motive. Unul cel mai important e acela că nu pot fi identificați la locul de domiciliu, da? Buletinele sunt expirate, cărțile de identitate expirate, imobilele de la adresa respectivă sunt în proprietatea altor persoane, nu găsim persoane care să ne dea informații despre contribuabilul respectiv unde se află și atunci, conform prevederilor codului de procedură fiscală, nu avem decât să întocmim dosare de insolvabilitate, 5 ani de zile să tot fie urmăriți persoanele respective, an de an, să vedem dacă situația lor este alta. Și, așa cum spuneam, amenziile de regulă sunt neîncasate din acest motiv. Contribuabilii nu sunt găsiți, dar și prin faptul că ei nu dețin bunuri, da, mobile sau imobile în proprietate, și nu au venituri. Da. Din păcate, 48 de minute nu ne-au ajuns să terminăm subiectul, pentru că abia am discutat despre cum colectați taxele, cum le stabiliți și cum le colectați și cât de greu este să le colectați. Așa că va trebui să ne întâlnim într-o emisiune viitoare să vorbim despre modul în care se administrează banii colectați și cum sunt ei trimiși către utilitățile comune ale contribuabililor. S-a terminat emisiunea, dar e bine că am punctat foarte clar și modificările legislative și situațiile cu care vă confruntați, ca și contribuabilii să înțeleagă exact ce au de făcut. Și sper, eu promit telespectatorilor și dumneavoastră trebuie să-mi promiteți mie că reveniți ca să continuăm discuția legată și de felul în care se administrează banii și se cheltuiesc. Mai puțin pe partea de cheltuire a banilor Da, publici, vreau să pot doar să îi fiu colectați. eu în măsură să, da? Există directorul economic al primăriei care, dacă va fi solicitat, va da informații. Pot să spun la modul general ce se întâmplă, pentru că, normal, lucrând aici, știu și despre partea de execuția bugetului local pe partea de cheltuieli. Eu mă ocup de partea Doar de de colectare. venituri, de partea de De venituri, venituri. da. Am înțeles. Înseamnă că aproape că am discutat tot ceea ce noastră faceți. Sigur, mai sunt multe, multe situații. Sunt foarte multe de clarificat și pe partea de constatare, dar mai ales pe partea de executare a bugetului, aceea pe partea de încasare a impozitelor și Am taxelor, înțeles. pentru că aici nu depinde numai de noi, de salariații Direcției Publice de Venituri, oricât ne-am dori să fim exemplu, să nu avem restanțe, depindem de contribuabil, depindem de colaborarea cu el, dar mai ales de situația lui financiară. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi și vă mai Și eu vă așteptăm mulțumesc pentru pentru a clarifica invitație și cu situații. plăcere o să vin de fiecare dată când o să fiu solicitată.
Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Cu siguranță ați primit informații importante, pentru că ceea ce doamna director spunea, doamna Mariana Budulan, directorul Direcției Publice de Venituri din cadrul Consiliului Local Târgu Jiu, sunt lucruri valabile în tot județul și în întreaga țară, doar știu eu sumele datornicilor și așa. Alea sunt specifice localității noastre, restul, toate informațiile sunt valabile peste tot în țară. Cu speranța că v-am fost de folos astăzi la emisiunea Ordinea de Zi pentru a vă clarifica unele situații pe care le aveți. Eu, Aura Stoianescu, vă spun la revedere. Ne revedem într-o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi.